Scandal monstru sâmbătă seară într-un supermarket din sectorul 1 al capitalei. Un bărbat a atacat clienții și angajații magazinului. Conflictul a fost declanșat de observația făcută de un angajat. Omul i-a atras atenția bărbatului că a spart o sticlă cu vin, moment în care acesta a devenit brusc agresiv și a început să lovească în toate părțile. Unul dintre angajații supermarketului a sunat la 112 și a cerut ajutor. Între timp, ca să se ferească de furia bărbatului dezlănțuit, clienții au ieșit afară din magazin. Am văzut că ieșea lume care era agresivă de un personaj îmbrăcat un... în pantaloni de camuflaj, bocanci de aia de Arma. armată. A venit amenințător către mine și către altă persoană, vrând să o pleznească inclusiv pe mine, inclusiv persoana respectivă. La fața locului s-au deplasat polițiștii de la secția 4 care l-au imobilizat pe bărbatul dezlănțuit. El a fost reținut și dus la secția de poliție pentru a fi audiat. De asemenea, martorii au dat și ei declarații în fața polițiștilor. Reprezentanții magazinului au făcut plângere penală deoarece în încăierare o poartă de control a fost distrusă. Angajații supermarketului spun că au avut și o surpriză din partea celor care ar fi trebuit să asigure paza și protecția în unitatea comercială cu pricina. Mai exact, angajații firmei de pază au asistat impasibil la scandal ca niște simpli spectatori, deși sunt plătiți tocmai pentru a interveni în astfel de situații. Deocamdată polițiștii fac cercetări în acest caz pentru lovire și alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.